aici am vrut să văd aceste proiecte care ar trebui undeva în vara anului 2024, undeva în august, să ducă la următorul lucru. Și anume la a putea circula pe o linie modernizată de la Curtici până la Sighișoara. Asta înseamnă că aceste tronsoane de aici, acestea două, plus cel pe care l-am văzut acum 2 săptămâni, acum 10 zile cred că am fost, să fie finalizate. Unul dintre ele, ați văzut, se va finaliza, 2A-ul, se va finaliza la sfârșitul acestui an. Celălalt, 2B, undeva în august-septembrie 2024. Ați văzut cel de la Simeria, Gurasada, în urmă cu 10 zile, cred că am fost acolo. Se termină de finalizare undeva în aprilie-mai 2024. Asta va duce la, ca finalitate la ceea ce v-am spus. Combinate aceste lucruri și cu achiziția de material rulant nou, pentru că în acest moment noi avem în licitație achiziția 161 chiar de garnituri de tren noi în România. De 25 de ani nu s-a cumpărat nici măcar o garnitură de tren nou în România. În acest moment avem în licitație, așa cum v-am spus, acest lucru pe bani europeni, pe proiecte europene. Undeva la sfârșitul acestui an va veni prima garnitură de tren nou, ceea ce e un lucru bun, pentru că știm cu toții că nu sunt cele mai bune condiții de circulat pe tren în România. Dar astăzi n-am trecut și n-am văzut doar asta și felicitări până la urmă pentru această lucrare, care nu e simplă. Am fost și la Oradea, unde de asemenea, ministerul, la sfârșitul acestui an, va termina acea descărcare de la Oradea până la autostradă. Este lucrarea Ministerului Transporturilor. Am văzut și toate loturile de pe autostrada Transilvania, importante. Două dintre ele aflate în execuție și realizate de către o companie română, UMB-ul. Al treilea, cred că îl vom finaliza în jurul datei de 15 septembrie, deci se va da în circulație, ceea ce iarăși un lucru bun, de la Nușfalău la Supracul de Barcău. De asemenea, vom fi în posibilitate, în situația, peste câteva săptămâni maxim, să închidem aproape toate contractele pe care le avem pe rutier, pe autostrada Transilvania, ceea ce iarăși e un lucru important. Dar legat de județul dumneavoastră și de municipiul Arad, eu cred că în această lună, undeva până la sfârșitul acestei luni, vom putea să dăm autorizația de construcție pentru centura, varianta de ocolire Arad-Est. Sunt toate documentațiile depuse la minister. Săptămâna aceasta e aici directorul CNAIR, cel puțin era când am venit. Săptămâna asta e CTE-ul la CNAIR, deci vom înainta, vom aproba probabil proiectul tehnic și toate lucrurile care țin de autorizație de construcție și de intrare efectiv în execuție. Un lucru de asemenea important. Pasajul peste calea ferată, care de asemenea e gestionat de noi, de minister, e undeva la 70% acum. O să mai vin. Am promis colegilor că vin special în Arad să vedem acel pasaj. Eu zic că sunt premize bune de a se finaliza în perioada următoare. Constructorul e serios. Aici i-am rugat pe cei care gestionează lucrările pe cele două loturi, vedeți că e o asociere de firme foarte mari. Nu e vorba de firme mici, ci de firme foarte mari, care au foarte multe lucrări în România. Uibildu are, probabil, dacă tragem linie și adunăm și rutierul și feroviarul, probabil că are cele mai multe lucrări în România. Uibildu e și, în paranteză fie spus, responsabil, în ghilimele așa, și pentru un proiect important inaugurat în urmă cu 3 săptămâni, podul de la Brăila.
tot dânsii l-au făcut, ceea ce e un lucru bun, doar că îmi doresc ca toate, atât timp cât noi ne ținem de partea de contract, noi ne referim la beneficiar, în cazul nostru CFR-ul, CFR-SA, și dânsii la rândul lor să se țină și să-și respecte termenii contractului, fie că vorbim de termenele pe care le-au asumat, fie că vorbim de contractele pe care le au cu subcontractorii, care la rândul lor așteaptă să fie plătiți. Asta e un lucru important, eu cred că lucrurile vor fi reglate, n-am semne de întrebare din acest punct de vedere, dar vom urmări atent toate lucrurile.